Tot mai mulți gorjeni solicită concediu medical pentru a-și prelungi perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj. Legea este de partea lor, așa că de la începutul anului mii de gorjeni au beneficiat de concediu medical. De la începutul anului, în medie, avem 118 beneficiari lunar, dar o persoană poate să-și aducă mai multe medicale într-o lună. Deci media concediilor medicale lunari este 163. Deci dacă ne raportăm de la începutul anului, ar fi aproximativ 1180 de beneficiari de concedii medicale. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj spun că medicalele solicitate de gorjeni au cauze variate. Ei își întrerup, își suspendă plata ajutorului de șomaj și motivele sunt lăuzie, cele mai multe sunt naștere și lăuzie și de asemenea avem foarte multe persoane care au diagnosticul cancer. Deci cam astea două diagnostice sunt frecvente. Șomerii care intră în concediu medical primesc o sumă care poate reprezenta cel puțin 75% din indemnizația de șomaj și poate ajunge până la 100%.